Naum, capitolul 1. Prorocii despre Ninive. Cartea prorociei lui Naum din Elcoș. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej, și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile, Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se vestejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui? Și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncele înaintea lui. Domnul este bun, el este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Dar cu niște valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii lui până în întuneric. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește, nenorocirea nu va veni de două ori, căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini încălciți, și tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc ca o miriște de tot uscată. Din tine, Ninive, a ieșit cel ce urzea rele împotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase. Așa vorbește Domnul, oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați și vor pieri. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista, ci îi voi sfârma jugul acum de pe tine și îți voi rupe legăturile. Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur. Nu vei mai avea urmași care să-ți poartă numele. Voi ridica din casa Dumnezeului tău chipurile cioprite sau turnate. Îți voi pregăti mormântul, căci te-ai aflat prea ușor. Iată, pe munți, picioarele solului care vestește pacea. Prăznuiește-ți sărbătorile, Iudo, împlinește-ți juruințele, căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârșire. Naum, capitolul 2. Nimicitorul pornește împotriva ta, Ninive. Păzește cetățuia, ia seama la drum, întărește-ți coapsele, adună-ți toată puterea, căci Domnul așează iarăși slava lui Iacov și o face iarăși ca slava de odinioară a lui Israel, pentru că i-au jefuit jefuitorii și le-au stricat butucii de vie. Scuturile vitejilor săi sunt roși, războinicii sunt îmbrăcați cu purpură, fulgeră carele de focul oțelului în ziua sorocită pregătirii de luptă și sulițele se învârtesc. Duriesc carele pe ulițe, se năpustesc unele peste altele în piețe, parcă sunt niște făclii la vedere și aleargă ca fulgerele. El, împăratul Ninivei, cheamă pe oamenii lui cei viteși, dar ei se poticnesc în mersul lor, aleargă spre ziduri și se gătesc de apărare. Porțile de la râu sunt deschise și palatul se prăbușește. S-a isprăvit cu ea, este dezgolită și luată. Slujnicele ei se vaită ca niște turturele și se bat în piept. Ninive era odinioară ca un iaz plin de apă, dar iată-i că fug. Stați, stați, opriți-vă! Dar niciunul nu se întoarce. Jafuiți argintul, jefuiți aurul, acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogății, de lucruri scumpe. Este jefuită, pustită și stoarsă de tot. Inima îi este mâhnită, îi tremură genunchii, toate coapsele sufăr și toate fețele au îngălbenit. Unde este acum culcușul acela de lei, pășunea aceea pentru pui de lei, pe unde umbla leul, leoaica și puiul de leu, fără să-i turbure nimeni? Leul sfârșia cât îi trebuia pentru puii săi, zugruma pentru leoaicele sale, își umplea vizuinile de pradă și culcușurile cu cerăpise. Iată că am necaz pe tine, zice Domnul oștirilor, în fum îți voi preface carele de război, sabia
va mistui pe puii tăi de lei, îți voi nimici prada din țară și nu se va mai auzi glasul solilor tăi. Naum, capitolul 3. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de sânlicie și care nu încetează să se dedea la răpire. Auziți pocnetul biciului, uruitul roților, tropăitul cailor și durduitul carelor. Se aruncă năvalnici cărăreții, scânteiază sabia, fulgeră sulița, o mulțime de răniți, grămezi de trupuri moarte, morți fără număr, cei vii se împiedică de cei morți. Din pricina multelor curvii ale curvei, plină de farmec, fermecătoare iscusită care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin vrăjitoriile ei, iată, am necas pe tine, zice Domnul oștirilor, îți voi ridica poalele peste cap ca să-ți vadă neamurile goliciunea și împărățiile rușinea. Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi și te voi face de ocară. Toți cei ce te vor vedea vor fugi de tine și vor zice, Ninive este nimicită, cine o va plânge? Unde să-ți cauți mângâietori? Ești tu mai bună decât Noa Amon, cetatea care ședea între râuri, înconjurată de ape, având ca zid de apărare marea și ca ziduri marea? Etiopia și egiptenii, fără număr, erau tăria ei, Put și libienii erau ajutoarele ei. Și totuși a trebuit să plece și ea în surghiun, s-a dus în robie și pruncii ei au fost robiți în toate colțurile ulițelor. Au aruncat sorțul asupra fruntașilor ei și toți mai mari ei au fost aruncați în lanțuri. Și tu te vei îmbăta, te vei ascunde și tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrășmașului. Toate cetățuile tale sunt niște smochini cu cele din tâi roade. Când îi scuturi, smochinele cad în gura cui vrea să le mănânce. Iată, poporul tău este ca femeile în mijlocul tău. Porțile țării tale se deschid înaintea vrăjmașilor tăi. Focul îți mistuie zăvoaiele. Scoate-ți apă pentru împresurare. Drege-ți întărituile. Calcă pământul. Frământă lutul și gătește cuptorul de cărămidă. Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârșire, te va mistui ca niște lăcuste, căci te-ai mulțit ca forfăcarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele. Negustorii tăi sunt mai mulți decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca pui de lăcustă care își întind aripile și zboară. Voivozii tăi sunt ca lăcustele, mai mari tăi ca o ceată de lăcuste, care tăvăresc în dumbrăvi pe recoarea zilei. Când răsare soarele, zboară și nu se mai cunoaște locul unde erau. În timp ce păstorii tăi dorm, împărate al Asiriei, și vitejii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munți și nimeni nu-l mai strânge. Rana ta nu se alină prin nimic. Rana ta este fără leac. Toți cei ce vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta?